Bună seara, vă spun din nou, sunt Daniel Fodorean și mă bucur să fim împreună la emisiunea Teologia în Actualitate. Sunt mai multe limitări, numite de noi încercări în viață pe care omul general și creștinul va avea sau a avut parte. Una dintre aceste încercări este boala, suferința fizică. Așa că în seara aceasta aș dori să dialogăm pe tema evangheliilor și suferința fizică. Cum este văzută suferința fizică în lumina evangheliilor? Pentru că vrem să aducem o perspectivă teologică asupra învățăturii cu privire la boală, îmbolnăvire. Și în seara aceasta îi spun bun venit domnului Octavian Baban. Este conferențiar universitar și pastor și un specialist în Noul Testament. Mulțumesc pentru invitație. În seara aceasta deschidem Evangheliile și luăm ca și temă de discuție suferința fizică. Care dintre evangheliști se apleacă mai mult decât cealalți? Care dintre evangheliști care vine să pună în lumină mai mult problema aceasta suferinței? Atâta timp cât Mântuitorul a făcut multe minuni și a vindecat mulți oameni, toate evangheliile se referă la minunile acestea, dar din ce am văzut eu, deci impresia mea, este că Marcu descrie bine, cu multe detalii, minunile și felul în care oamenii au ieșit din suferință. Părerea mea este că a avut la bază un consultant major, adică Apostolul Petru, care a fost martor ocular. Sunt niște detalii foarte, foarte interesante în toate cazurile de vindecare pe care le face, în multe cazuri de vindecare pe care le-a făcut Mântuitorul Iisus Hristos la Marcu. În al doilea rând este Luca, pentru că era medic. Luca excelează și el, nu prin detaliile pe care le dă lui Marcu, că nu a fost martor ocular, dar el e foarte atent la diagnostic. Aproape întotdeauna pune diagnosticul, precizează ce se întâmplă, ce e rău și cum s-a vindecat și ce s-a întâmplat după ce s-a vindecat. Foarte interesant. Și al treilea, care pune în general accent pe minuni, este Ioan. Apostolul Ioan, de asemenea martor ocular, unul din apostoli, a văzut minunile și le comentează pentru că el mereu vrea să scoată în evidență puterea supranaturală, divină a Mântuitorului Iisus. Și are niște comentarii extrem de interesante. Deci, aceștia trei, aș zice, Marcu pune accentul pe detalii, probabil sprijinit de mărturiile lui Petru, Luca pune accentul pe diagnostic și ce se întâmplă, să zic așa, post-minune, post-operator, adică cum s-a vindecat persoana, și sublinierile care au de-a face cu puterea divină a Mântuitorului Iisus le găsim mai ales la Apostolul Ioan, la Evanghelia lui Ioan. Atunci când vorbim de boală, ne interesează cauza și simptomele, dar din punct de vedere al învățăturii creștine, al omului care trăiește viața cu Dumnezeu, suntem tentați să ne ducem spre cauză de ce am îmbolnăvit. Și vreau să vă întreb, sunt oare preocupați evangheliștii de a explica cauzele bolii în general sau explică doar cauzele pentru situații, anumite situații specifice? Nu este programul vestirii Evangheliei sau nu include programul vestirii Evangheliei tratarea tuturor bolilor sau eradicarea lor. Însă, Mântuitorul a făcut clar că a venit să ne dezlege odată de păcate, odată de sub autoritatea celui rău, autoritate spirituală, și de asemenea de sub povara sau jugul bolilor. În ce privește bolile, sunt abordări interesante, dar în funcție de situație, deci conjunctural. Uneori se subliniază că, de exemplu, o femeie suferea și era ținută gârbovă de un duh al satanei, deci avea o problemă. Alteori, deci nu știu cum,
care era relația între această influență demonică și faptul că ea stătea cocoșată. În altă situație întâlnim oameni demonizați care aveau simptome clare de demonizare, acolo nu mai era boală, cel mult să zici că o suferință psihică extremă. Alte ori sunt suferințe care seamănă cu epilepsia și sunt tratate ca un caz de suferință demonică. Alte ori sunt suferințe pur și simplu în care nu este amintit niciun fel de influență demonică. De exemplu, cineva e bolnav de friguri, cineva, o femeie are hemoragie, un om este orb din naștere, altul a ajuns olog. Unuia care, pe care Domnul Iisus l-a vindecat, și aici este Ioan, care are o discuție interesantă. El zice, după ce îl vindecă Mântuitorul pe acest om care era olog, îi zice, du-te și să nu mai păcătuiești, implicând prin asta că e posibil ca rezultatul acesta să fie datorită unui păcat. Altădată, ucenicii Domnului Iisus, apostolii, sunt convinși că e vorba de păcat, în cazul unui om orb din naștere, tot în Evanghelia după Ioan. Și Domnul Iisus zice, nu a păcătuit nimeni de s-a născut așa, nici el, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se vadă gloria lui Dumnezeu într-o zi ca asta. Acum, boala are o teologie complexă. Dezordinea în natură e în urma păcatului lui Adam și a Evei. Atunci a intrat, odată cu răzvătirea noastră s-au prostit lucrurile în creație, plantele au devenit plante cu spini, s-au retras, munca a devenit muncă cu sudoare și cu rezultate sub 50%, muncești mult și obții puțin, și a apărut boala, a apărut moartea. În loc să se întrețină organismul prin niște mecanisme de refacere, se întreține, dar din ce în ce mai prost, uitând cum arată. De asta, dacă vrem să fim sănătoși, trebuie să uităm des în oglindă. Nu, glumesc. Că altfel nu mai știu, nu mai știu celulele cum arătăm. Dar când se reproduce, reproducerea se face cu defect. Și asta, până la urmă, deduce la îmbătrânire. Deci, boala se datorează păcatului. Am văzut discuții ocazionale, conjuncturale, în care lumea are diverse păreri despre boală. Ba că cineva a păcătuit, ba că n-a păcătuit nimeni. Sunt boli, ca zic așa, neutre, în sensul că nu e vorba de influență demonică sau de altceva, dar și ele se datorează dezechilibrului în natură de la păcatul lui Adam și Eva. Și sunt boli care au implicații spirituale mai serioase. Paleta de etiologică, ca să zic așa, de cauzalitate sau cauzalități, cauzele bolii, este o paletă largă. Deci, în consecință, ar trebui să judecăm fiecare caz pe meritele lui. Și chiar Mântuitorul, Domnul Iisus Hristos, face destul de clar faptul că există diferențe. Și această relație dintre spiritualitate și boală, pe de parte o vedem în Evanghelii, dar nu este, cum spune, singura cauză, păcatul direct și specific. Păcatul general, în mod general, este cauză. Da. Și pedeapsa Domnului pentru păcat. Dar un păcat specific, a zis, Doamne, ai făcut asta și suferi, asta trebuie să vedem. Deci n-am putea să răspundem potrivit cu Evangheliile la întrebarea dacă cineva ar pune, ar ridica-o, de ce sufer, ai păcătuit în mod direct. Ar fi un răspuns greșit și pentru asta ar trebui să citim toată Biblia. Cartea mare care vorbește despre suferință este cartea lui Iov, în care avea niște Iov ajunge foarte bolnav, ajunge să moară prietenii, copii, să piardă tot, să îi se fure tot ce are și în cele din urmă el ajunge foarte bolnav pentru că Dumnezeu a lăsat să se întâmple asta. Prietenii vin, stau să îl privească și până când să-l consilieze, îl ceartă toți că tu ai greșit, pocăiește-te, îndreaptă-te, că altfel nu vine vindecarea. El zice, n-am greșit. Și cartea lui Iov despre asta e, că n-am greșit, dar Dumnezeu avea un alt plan. Și el a... În cele din urmă, cel puțin noi aflăm planul lui Dumnezeu. Bănuiesc că și Iov l-a aflat. Adică Dumnezeu se mândrea cu el, asta este planul. Seamănă cu un film, adică filmul a fost făcut după cartea lui Iov, cred eu. Era un fel de pariu în cer, pentru că la o ședință cu îngerii, Dumnezeu zice, robul meu Iov este extraordinar,
vine și Satana la acea ședință fiind obligat să dea raportul a ce face și el zice așa sunt oamenii, dacă le dai binecuvântări sigur că o să te asculte. Și de aici pornește totul. Da, poftim, încearcă. De fapt, el cere, dacă l-ai încercat, zice, te-ar blestema în față. Zice, bine, încearcă și o să vezi că nu. Și toată cartea arată că un om, chiar dacă e făcut din noroi, asta e o frumusețe extraordinară și asta transcende în cazuri de suferință. Omul, chiar dacă e noroi însuflețit de Duhul Dumnezeu, până la urmă asta este, și care poartă într-un vas de lut Duhul Dumnezeu, e în stare de o noblețe spirituală prin Duhul lui Dumnezeu, care nu are egal, bate și noblețea spirituală a îngerilor. Și atunci, de ce a făcut Dumnezeu așa, nu știu, dar acesta e un contrast. Deci omul este o făptură antitetică, într-un corp slab, un duh puternic, mai ales dacă este al lui Dumnezeu. Și de fapt, mereu în istorie vezi lucrul ăsta. Și atunci, păcatul a făcut posibilă boala, dar uneori suferința este lăsată de Dumnezeu ca să țeasă ceva în plus în caracterul nostru. Da, astea sunt concluzii pe care eu le înțeleg din Scriptură, dar adevărat nu numai din Evanghelie. Ar trebui să extindem baza de referință. Deci Domnul Iisus Hristos, când a venit în lume, boala exista. Existau boli care astăzi sunt tratabile. Lepra făcea ravagii, nu era tratabilă. Doar prin ostracizare, prin excludere din comunitate. Așa se ținea societatea în sănătate, excluzând pe orice membru atins de lepră. Ori Domnul Iisus îi vindecă și îi reintegrează în societate, ceea ce, prin asemănare, arată ce face El și cu păcatele noastre. Ne vindecă și ne reintegrează, să nu mai fim periculoși, ci să fim oameni ai binecuvântării. Uh-huh. Și cum s-a raportat Domnul Iisus Hristos la cei care erau bolnavi? Pentru că am văzut, s-a întâlnit cu boala, boala exista și, într-un fel, a adus împărăția lui Dumnezeu, a proclamat împărăția, dar totuși a trebuit să se raporteze și la bolnavi. S-a raportat la bolnavi într-un mod variat, deci variat și foarte, foarte interesant, de la care cred eu că au luat exemplu apostolii. Pentru că vedem în Faptele Apostolilor și mai departe raportări asemănătoare. Uneori, Mântuitorul s-a uitat la om, iar oamenii îl căutau ca să fie vindecați. Și se uita la el și spunea: crezi în mine? Primul lucru pe care îl spunea era: îți sunt iertate păcatele. Toți se erau revoltați din cei prezenți, cum poți să ierte păcate? Și după care spunea: ei, ca să știți că pot, atunci zicea: ia-ți patul și ridică-te, îi spune unui om. Altuia, alții vin la Domnul Iisus, orbi, leproși, fiul lui David, ai milă de mine, vindecă-mă. Sau ce vrei să-ți fac, zice Domnul, să fiu vindecat. Pe altul în Evanghelia după Ioan, un caz foarte, foarte, foarte interesant, este vorba de acest omolog în vârstă de, nu mai știu, parcă 54 de ani, și îl întreabă: vrei să fii vindecat? Deci omul ăla n-a zis nimic, era total, total blazat, nu mai avea nicio speranță. Stătea lângă o piscină unde se pare că apa căpăta proprietăți miraculoase când se învolbura și lumea zicea că vine un înger și o învolburează. Ok, dar zice: nu am nicio speranță. El stătea așa de amor o arte, că zice: nu are cine să mă coboare. Până să mă cobor eu, deci neputând să miște, neavând nici prieteni să-l ajute, zice, s-a dus altul. Doar primul care se cobora după ce apa a fost tulburată, se vindeca. Și Domnul Iisus îi pune această întrebare: vrei să fii vindecat? Deci ăsta nici n-a cerut nimic. N-a cerut. Deci uneori Domnul Iisus vine cu răspuns de vindecare la cererea noastră. Vedem că atunci îl interesează ceva și iertarea păcatelor, după aceea vindecarea. Alteori, omul bolnav e fără nicio speranță. Nu-și închipuie că mai poate fi vindecare. Și el totuși vine cu vindecarea. Deci, abordările Domnului Iisus sunt extraordinare. Și de obicei, după vindecare, îi trimite să fie mărturie. De obicei, dacă ai fost vindecat, mai ales de cazuri grele, ca de lepră,
trebuia să mergi la preot să te constate. Era o funcție, aveau preoții și funcție medicală în comunitate, să-l constate, să-l verifice și dacă e așa, să aducă o jertfă de mulțumire și să-i dea voie în societate. Deci se mai întâmplă și așa. Deci Domnul Iisus are abordări diferite. În general, leagă boala de iertarea păcatelor, nu întotdeauna. Unor răspunde credinței celui vindecat, altor el stârnește credința și zice, ai vrea să fii vindecat? Și, dar ce e posibil? Da. Deci Domnul Iisus Hristos răspunde în cele mai multe cazuri, să spunem așa, intervenind și aducând vindecare, dar cu toate acestea nu a făcut această lucrare față de toți. Asta e interesant. El nu a eradicat bolile ca atare tot. În al doilea rând, el însuși nu a scăpat sau n-a fugit de suferință. El a suferit. Nu boli, pentru că nu genul ăsta de dezechilibru l-a suferit el, pentru că era frumos și perfect moral, înaintea Domnului era Fiul lui Dumnezeu, era Dumnezeu întrupat. Dar el a suferit în trup, deci el a fost bătut, el a fost bajocorit, el a fost culpat, lui i-a venit sângele pe față, pe cap, de la spin, de la bâtele cu care l-au lovit. Dar și Fiul lui Dumnezeu, deci a suferit, el și-a asumat suferința pentru mântuire, ca să ne plătească prețul păcatului. Da. Ce am vrut să spun? El a dat foc la hârtie, ca să spun așa. Sau dacă vrei să faci un foc de tabără, pui niște hârtii și zici, Doamne, cum să încep eu focul? Și el chiar zice odată, ce am venit eu, zice, să aprind un foc. El a aprins focul. E chibritul lui Dumnezeu care aprinde focul mântuirii și care va arde tot păcatul, va lumina tot universul. El a făcut un început atunci, prin Duhul Dumnezeu, prin puterea Lui, prin moartea de pe cruce. Și a lăsat ca începutul să fie continuat de Duhul Său, mai târziu, de Duhul Sfânt. Aduce o eliberare de plină. N-a adus-o atunci. O aduce în ziua învierii. Și practic noi toți așteptăm o vindecare totală, dar vindecarea totală nu vine nici prin criogenare, adică să te bag la frig, să spun, capul sau corpul ca să supraviețuiești, nici prin tratamente super tari. Dumnezeu are un tratament super tare, se numește înviere, când schimbă toate relațiile moleculare, atomice, schimbă constantele. Zice că face trupurile să fie de un tip ce s-ar numi, după înțelegerea noastră, duhovnicești. Deci trupurile după înviere, în comparație cu ce avem noi acum, ar putea să fie numite trupuri duhovnicești, depinde de Duhul Sfânt într-o măsură și mai mare decât depindem acum. A fost Domnul Iisus Hristos mai mult un vindecător decât un propovăduitor, un învățător? Care este relația dintre Iisus, vindecătorul, Iisus, învățătorul? Asta e o întrebare interesantă. A fost propovăduitor și învățător absolut. Și atâta cât s-a putut, a făcut vindecări. Cât s-a putut în termeni fizici. Mă gândeam că în Evanghelia după Marcu este arătat cum a vindecat-o pe soacra lui Petru, lui Simon Petru Apostolul. Și în seara acelei zile, probabil când s-a aflat în zonă că Domnul Iisus a vindecat pe cineva, ea era bolnavă de friguri. Zice, în seara acelei zile au venit din toată localitatea și din satele din prin prejur. Și Domnul Iisus a stat până târziu să vindece. Deci nu s-a retras. A cunoscut însă oboseala și citim că după vindecări de felul acesta s-a dus târziu la culcare, a doua zi s-a sculat de vreme să roage, deci avea nevoie de putere, de concentrare, dar în primul rând a vestit împărăția lui Dumnezeu. Deci, într-un fel, nu a deplasat vestea bună a mântuirii spre acțiune socială. Adică noi trebuie să vindecăm toate efectele păcatului. A învățat despre mântuire prin credință și ne-a îndreptat, sau el s-a îndreptat spre cauza bolii, care este păcatul. Și la cruce a rezolvat cauza păcatului, plata pentru păcate, fără de care noi n-am avea viață, nici măcar dreptul să vorbim despre înviere, despre sănătate, despre revenire.
Deci slujba Domnului Iisus Hristos a fost mai mult să rezolve cauza decât efectele în planul suferinței fizice inclusiv. Da. Am putea să spunem că mântuirea vine ca salariu în două tranșe. Adică prima tranșă a fost venirea Domnului Iisus, moartea pentru păcatele noastre, prezența lui Dumnezeu între noi, lăsarea ca Duhul Sfânt să vină să ne locuiască, dacă am primit iertarea, și să ne schimbe dinăuntru în afară. Iar a doua tranșă sau lichidarea vine când El vine a doua oară și transformă toată lumea. Cerurile le schimbă, pământul, lumea fizică, universul și trupurile noastre. Și în plus aduce și judecata, că atunci se pune un final istoriei în care răul există. Aici, de exemplu, filozofiile de tip yin-yang, rău și bine, magie albă, magie neagră, că toate trebuie să coexiste, sunt în unitate, cedează. Concepția creștină nu are de-a face cu așa ceva. De ce? Pentru că zice, răul nu poate fi etern. El nu se îmbină cu binele, nu este relativ. El are un stop. Și la a doua venire a lui Iisus, se înnoiește totul, se vindecă totul, dar vine și ziua judecății. Când se retrage răului dreptul de aia, fi activ. Și se pedepsește. Deci, Domnul Iisus Hristos a făcut aceste minuni ca să își împlinească cumva lucrarea, să ne ducă spre lucrarea primordială pentru care El a venit. Dar cu toate acestea, ce rol au avut minunile și boala în raport cu divinitatea Domnului Iisus Hristos? Pentru că nu oricine vindeca. Puteau să fie oameni. Deci, există darul vindecării. Deci, există tratamente, dar există și dar de vindecare. Cred că poate să fie cineva vindecat dacă e mai pozitiv. Corpul răspunde la atitudini pozitive. Dar cu niște limite. Nu poți să zici, fii tu pozitiv și o să te vindeci de orice. Poți să fii pozitiv, dar nu. Primul care dă vindecarea întotdeauna, pentru că e singurul care rezolvă păcatul, este Dumnezeu. De asta și noi, eu sfătuiesc lumea să aibă credință, să fie pozitivă, dar în primul rând trebuie cerut de la Dumnezeu. Dumnezeu poate să dea. Domnul Iisus avea un nume foarte interesant, pe care sublinează și Vechiul Testament și găsim și în Noul. Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Deci lucrarea lui Domnul Iisus Hristos a fost aceasta, să ne spună o veste care absolut bună, că Dumnezeu a venit la noi și și-a făcut, și-a luat reședință pe aici, printre noi. A luat trup ca noi și s-a făcut om și a zis, da, mă fac ca să fiu cu voi și să rezolvăm împreună ce se poate rezolva, ceea ce înseamnă totul din punctul lui de vedere și a nostru. Deci, asta ar fi legătura. Dumnezeu este singurul care dă vindecarea. Primul lucru a fost să ne asigure Dumnezeu că vine între noi. După mine, asta este cea mai bună. Ca și cum, înainte să discut vindecare, mă bucur că a venit doctorul suprem care îmi zice, mă pune, ca să zic așa, pe șina bună. Îmi zice diagnosticul, îmi zice ce trebuie să fac, îmi zice ce face el. Dar în primul rând, el a venit, doctorul. Deci, a venit Mântuitorul Iisus Hristos. Prima condiție. Și sunt un argument al divinității aceste minuni. Da. De ce? Felul în care Iisus vindecă orice. Deci oamenii pot vindeca. De ce? Lumea crede că noi vindecăm. Dar nu. Noi vindecăm deoarece folosim puterea lui Dumnezeu. Fie din noi, fie din medicamente, fie din plante. Și vindecăm, suntem un fel de administratori, manipulatori, în sensul bun, în sensul că luăm ce a lăsat Dumnezeu prin natură și facem diverse amestecuri și tot de la El vine. Dar El vindecă direct. Deci hai să ne uităm la minunile Domnului Iisus. El vindecă direct. El vindecă prin puterea cuvântului. Uneori, spre amuzament, spre mirare, El face un fel de amestec între saliva Lui și praf și unge, ba ochii, ba așa. Rămâne de văzut ce înseamnă asta. Îți dă impresia că folosește și El un excipient și niște medicamente, dar cuvântul Lui vindecă. Doi, vindecă lucruri la care nu există speranță de vindecare. Nu vindecă boli care te-au afectat și tu erai sănătos, ci vindecă boli din naștere.
Deci orbul din naștere vindecat de Domnul Iisus arată că Domnul Iisus reface o problemă de congenitală. Deci se duce înapoi în timp. Omul ăla nu putea să vadă. Nu era că i s-a stricat ochiul și o mică înlocuire de retină. Nu, el nu avea nervii puși la punct. Nu avea centri nervos să recunoască. Nu se putea. Omul ăla niciodată n-a văzut. De asta și spune că niciodată nu s-a mai auzit să vindece cineva un orb din naștere. Și Domnul Iisus învie morții. Asta e suprema vindecare, ziceam, să fie înviat, mai bună de atâta, nu știu. Dar el învie morții, de exemplu pe Lazar, asta înainte să fie înviat. Îl aduce la o existență normală. Însă ce arată? Că Domnul Iisus e în stare să refacă nivelele energetice, celulele intrate în acțiune de putrezire. Este o energie în cuvântul lui Iisus care nu vine decât din timpul creației și care nu-i aparține decât lui Dumnezeu. Deci aici, Domnul Iisus face vindecări, atrăgea atenția prin ele, dar felul în care făcea, dimensiunile la care le făcea, tipul de bol pe care le făcea, îi tăpunea pe gând. Deci tipul de bol pe care el le vindeca, spune Doamne, ăsta nu e un doctor foarte deștept, un bun vindecător, cum ați zis, ci trebuie să fie mai mult decât atât și nu știm ce, doar să fie Dumnezeu, dar aproape că nu-ți vine să rostești cuvântul ăsta. Și atunci, cum? Un om Dumnezeu? Deci Iisus este extraordinar. De ce? El, într-un foc, împlinește profețiile, provoacă pe evrei și provoacă și pe greci. De ce? Grecii credeau în oameni divini. În zei întrupați. Da, Iisus e o putere care depășește și oamenii divini pe care și închipuiau de greci, cum ar fi Hercule, cum ar fi știu eu ce persoane. Semidivin, oameni semidivini. Domnul Iisus arată că e chiar Dumnezeu, el nu este un rezultat, un mixaj. Este Dumnezeu întrupat și asta, cum să spun, ne-a provocat și ne ține într-o provocare de atunci până astăzi. Ne-a înnoit gândirea. Deci noi muncim toți teologii și toată lumea de nu putem să sparg pietrele, ne sar capace și tot. Dacă reușim să pricepem ceva greu de priceput, cum Dumnezeu s-a întrupat, dar a făcut-o. Da, și aia a fost o minune. Asta este o minune extraordinară. Da. Deci Domnul Iisus Hristos într-un fel a fost un argument toată această lucrare pentru divinitatea Lui, pentru o ilustrare a lucrării Lui. Este o revelație că Dumnezeu are treburi importante cu oamenii și că așteaptă să ne pocăim, să ne întoarcem la El. Nimeni n-ar fi crezut până la Domnul Iisus că Dumnezeu îi consideră pe oameni chiar așa de importanți. Faptul că există îndoieli se vede și în religia islamului, unde Dumnezeu este sus, omul este robul lui Dumnezeu, Dumnezeu n-are fi, Dumnezeu nu intră în omenire. În creștinism, Dumnezeu devine om ca să ne aducă la El, să ne ridice la El. Deci, așa cum spuneam, a provocat cad gândirea. Deci noi încă mai avem nevoie de o veșnicie să pricepem tot ce a făcut. Dacă ne uităm din perspectiva celui bolnav și evangheliștii menționează diferiți oameni care au fost bolnavi și au fost beneficiari lucrării de vindecare a Domnului Iisus Hristos, cum a fost percepută lucrarea Domnului Iisus Hristos față de ei din perspectiva lor, nu din perspectiva lui Iisus? În primul rând ne-a adus vindecare. În al doilea rând le-a adus integrare. În al treilea rând le-a adus speranță și posibilitatea refacerii caracterului, a vieții. De obicei, mulți au vrut să vină după Iisus. Nu pe toți i-a acceptat. De exemplu, niște femei vindecate le-a acceptat să vină, ele se pare că au ajutat cu averile și au avut grijă de ce au de cheltuială, ce mănâncă și nu știu ce. Printre ele, ni se spune în Luca la capitolul 8 că erau mai multe femei care suferiseră într-un fel și altul și au fost vindecate.
inclusiv Maria Magdalena, care a fost stăpânită de 7 duhuri rele. Alteori, de exemplu, pe îndrăcitul din Gadara, un om demonizat, nu l-a lăsat să vină după el, i-a zis, du-te și fie o mărturie acasă, ăștia te cunosc bine, lasă că cu mine sunt ăștia la 12, mai vin și alții, tu ai o misiune aici, ei au altă misiune, deci sunt și oameni care au fost un pic derutați, unii nu au fost foarte hotărâți să trăiască în sfințenie, de ce zic asta? Probabil s-au gândit că Dumnezeu i-a refăcut și ei se pot întoarce la același stil de viață. Dar am văzut că de vreo 2 ori în Evanghelie, sau de 3 ori, Domnul Iisus zice, du-te și nu mai păcătui. Un sfat sau o poruncă care înseamnă că el nu era convins că trebuie să schimbe stilul de viață. Deci el gândea punctual. Ce bine că m-am vindecat. Dar Dumnezeu, dacă tot ne face parte din vindecare, ridică un pic ștacheta și zice, hai și tu. Schimbă stilul de viață. Deci reacțiile sunt diverse. Vreo 2-3 n-au știut ce să facă și s-au dus să spună la preoți cu gândul să anunțe ca să... Dar i-au făcut rău lui Iisus pentru că preoții l-au luat și mai tare la ochi ca să-l acuze și să-l ucidă. Iar odată întâlnim reacția asta. Domnul Iisus i-a zis să nu se ducă. Ei s-au dus și au spus la toți și Domnul Iisus nu mai putea să vină. Era un preț aici. Ori nu putea să intre să viziteze, că deja era aglomerație foarte mare și recunoșteau. Nu putea și să aibă o intrare privată într-o. Și doi, vedem că atunci când l-a vindecat pe îndrăcitul din Gadara, pe demonizatul din Gadara, din cauza unui incident în care demonul din omul vindecat au fugit în niște porți, turme de vreo 2000 de porci, zice Luca. Și de aici în mare, pierdere economică l-au făcut pe acești oameni, deși au văzut una din marile minuni, să-i spună lui Iisus, te rog frumos, te rugăm frumos, pleacă de la noi că o să rămânem probabil fără porci. Eu mă gândesc, dacă mai aveau mulți demonizați, a zis că odată intră în porci, odată în păsări, o să rămână fără niciun animal. Nu știu. Dar reacțiile în urma vindecării au fost diverse. De bucurie, sau chiar de respingere unor al lui Iisus. Ucenicii au văzut aceste minuni și într-un fel Cartea Faptele Apostolului ne spune că ei au continuat lucrarea aceasta miraculoasă a Domnului Iisus Hristos. Avem un pasaj în Sfânta Scriptură, în Marcu, finalul cărții, unde Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor săi despre ce vor face ei după ce el nu va mai fi. Și aici, în Marcu 16, printre lucrurile pe care ucenicii le vor face, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede, se va boteza, va fi mântuit. Iată semnele care vor însoți pe cei care vor crede în numele meu. Vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte nu-i va vătăma, își vor pune mâine peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Cum ce avea în plan Domnul Iisus Hristos cu această, ce le-a spus ucenicul? Cum ar trebui să interpretăm pasajul acesta? E un verset foarte bun. Asta a zice prima dată. În al doilea rând a zice că în timpul apostolilor chiar așa s-au întâmplat lucrurile. Deci în timpul apostolilor, cel puțin chiar în Scriptură, vedem în viața lui Pavel. A fost mușcat de o viperă, toți așteptau să se umfle și să moară, era o viperă. În Malta. Dar a scăpat. Și atunci oamenii l-au crezut divin. Și-au pus mâine peste bolnavi și Petru, și Apostolul Pavel, și Apostolul Petru, și au fost vindecați. Ba chiar zice că peste cine trecea umbra lui Pavel, deci avea o umbră, ca zic așa, foarte potentă. Numai umbra dacă trecea, omul se vindeca. Deci, în condiții speciale în care Dumnezeu vrea să-și întărească mărturia, el lasă astfel de minuni. Este prerogativa lui să-l lase. Dacă crede că e de cuvință și în situații în care trebuie întărită mărturia. Misionarii spun, și avem istorisiri misionare, că și astăzi se întâmplă lucruri de felul ăsta. În numele lui Iisus, care e puternic,
demonii pleacă, în numele lui Iisus, cineva poate să scape de un atac a unui animal sălbatic și cineva poate să fie vindecat. Noi totuși astăzi asistăm și la multe contrafaceri, când nu neapărat se află oamenii într-o situație de evanghelizare, să prezinte Evanghelia într-o confruntare cu răutatea, cu o stăpânire demonică locală undeva. Dar oamenii la oraș și așa în stări bune în care vor să-și facă publicitate, să vină mai mulți, să intre bani în caseria mișcării misionare, pretind și organizează vindecări false în care eu vorbesc cu tine și spun, fii atent, când eu trec pe lângă tine, spun mâna la cap, tu bac, te lași pe spate și noi zicem, s-a vindecat. Așa ceva e o batjocură la adresa Evangheliei și trebuie recunoscut și expus și judecat. Însă, dincolo de veacul evanghelic, dacă Dumnezeu crede că aceste daruri trebuie date, la El este cheia. El poate să le dea și aceasta ar fi părerea mea. Însă El este Cel ce le dă. Însă dacă noi forțăm lucrurile și mai ales le contrafacem, ne prefacem că vindecăm, ne prefacem că așa, atunci zic mai bine fii tu liniștit. Plus că oricum nimic nu se face altfel decât ca răspuns la rugăciune și numele lui Iisus. Deci eu nu văd că Dumnezeu dă puteri de tip magic. Iar apostolii care au făcut minuni, niciunul nu zice că e ceva, ci totul e datorită numelui lui Iisus. Iar cei care au făcut minuni, găsim faptele apostolilor, ei înșiși suferă, ei înșiși pot să fie puși în închisoare, ba chiar să fie bolnavi de ochi sau de ceva, mă refer la Pavel sau la Petru. Deci, Dumnezeu dă semne ca să-și prizinească Evanghelia. El nu dă semne ca să facă show-uri mari și să strângă fonduri și nu, ci ca oamenii să se pocăiască. Aici sunt niște diferențe subtile. Interesant este că Marcu face o legătură între credință și aceste aceste semne. Da, semne care pot să zic pe cei ce vor crede. Ok, Domnul Iisus zice în Ioan, zice, dacă veți cere ceva în numele meu. Deci ca să cere numele Lui înseamnă că trebuie să glorifice numele Lui. Nu e numele meu, e numele Lui, știi? Și atunci, deci și se vede. Dacă Dumnezeu își dă acordul, înseamnă că El consideră. Deci marele planificator al lucrurilor și dătător al darurilor este Dumnezeu. Eu nu pot să-mi permit să zic, știți, creștinismul înseamnă să facem minuni. Nu știu dacă înseamnă asta. Creștinismul înseamnă să ne toarcem la Dumnezeu și să recunoaștem că El face minuni. Asta e un pic altceva. Pe baza acestui text ne-au spus dacă nu există vindecare, dacă nu există, să zic, scoaterea dracilor din anumite persoane îndrăcite, nu înseamnă că lipsește credința. Și credința nu ar fi acolo pentru că nu se poate manifesta. Nu poți manifesta ceea ce nu ai. Și cum explicați lucrurile acestea? Probabil că trebuie să depășim domeniul Evanghelilor ca să intrăm și în epistolă. Dar credința în sine nu valorează prea multe. Credința în Dumnezeu valorează ceva. Credința, dacă am înțeles eu bine, este un dar pe care Dumnezeu ne-l dă de a primi. Este o primire în sinea ei. Credința nu este o forță care face ceva, ci forța care primește ceva de la Dumnezeu. De exemplu, apropo de epistole, în Evrei zice că prin credință ce au făcut oamenii? Au eliberat popoare, au ieșit învingători sau au murit cu zâmbetul pe buze așteptând învierea sau nu știu ce. S-au dus în altă țară, au înființat popoare. Da. Deci observăm ceva. Credința primește o viziune de la Dumnezeu și pe aceea acționează. Deci credința deja primește voia lui Dumnezeu și după aceea mă țin de ea și trec la treabă. Cam asta e definiția credinței. Am crezut lucrurile pe care El mi le-a spus pe când nu erau și am plecat la treabă pentru că El m-a chemat, adică Dumnezeu, și după aceea vă răspuns Dumnezeu. Deci, dacă transform credința într-o forță care aduce vindecarea,
în ultima instanță, nu e corect. Semnele vor însoți pe cei ce cred, dar în numele lui se vor face. Deci asta e un principiu foarte puternic. Cum să spun? Iar alt principiu este că Dumnezeu, și din Evanghelie, dar și din toată Biblia, pentru moment nu se dezice de suferință. Ba, în Epistola către Evrei, n-am ce să fac, zice așa, că a desăvârșit prin suferință pe Mântuitorul Iisus Hristos, care era căpetenia mântuirii noastre. Deci, într-un mod foarte interesant, o slujire sau o atitudine față de Dumnezeu și față de oameni poate să fie făcută frumoasă și perfectată prin suferință. Deci, încă se poate ca Dumnezeu să mai folosească un instrument ca acesta. Și atunci nu pot să spun întotdeauna, aș putea să iau și un caz, de exemplu, pe când eram eu tânăr, o creștină din Statele Unite ale Americii, cam de vârsta noastră așa, a suferit un accident, s-a rupt șira spinării, deci de la gât, și s-a secționat coloana și a rămas, Johnny se numea, și a rămas fără să fie în stare să mai miște. Era o tânără activă, o bună atletă, călărea, juca tenis, a rămas așa în cărucior. Fata aceasta nu s-a vindecat. Mai multă credință ca ea, nu știu cine putea să aibă. Dar a fost o încurajare și o smerire pentru noi toți, care avem toate mâinile și picioarele. Și uneori Dumnezeu face această minune. Îți vorbește printr-un om în suferință, care își pune toată nădejdea în el și ne dă o lecție extrem de sobră despre ce este viața. Să fim mai mulțumitori, să slujim pe alții, să trăim în sfințenie. Deci, până la urmă, Dumnezeu poate în țesătura lui să prindă și suferința și boala. Și asta se vede chiar și în Evanghelie. Care ar fi câteva adevăruri fundamentale pe care Evangheliile ni le aduc cu privire la boală? Dacă ar fi să enunțăm câteva lucruri. Ce am pierde dacă, de exemplu, nu am avea Evanghelie și în Evanghelie nu am găsit scris despre boală, despre vindecare, despre ce am pierde? Care sunt acele adevăruri care Evangheliile cumva le zidesc despre problema îmbolnăvirii și a bolii? Asta era o întrebare grea. Este o întrebare grea. Trebuia să mi-o spui dinainte. Ok. Dacă stau la ea și mă gândesc așa. Unu, înțelegem că boala poate fi învinsă și va fi învinsă. Că soluția este la Dumnezeu și vine prin Mântuitorul Iisus Hristos. Că El poate să vindece orice boală. Deci nu boli mai mici sau intervenite ulterior, nu, inclusiv cele congenitale, inclusiv boala cea mare, cauza tuturor, păcatul și moartea care ne afectează. Și că așteptăm, deci Mântuitorul a vestit venirea împărăției lui Dumnezeu, noi toți ne rugăm despre împărăția lui Dumnezeu, zicem în rugăciunea Tatăl nostru, Tatăl nostru care ești în ceruri, Sfințească-se numele tău, vie împărăția ta. Deci următorul lucru, deci tu să fii glorificat, vie împărăția ta. Facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ, care e același lucru, să se facă voia. Deci noi afirmăm venirea împărăției lui Dumnezeu când toate bolile vor fi rezolvate. Și aceste lucruri, inclusiv rugăciunea Tatăl nostru, le aflăm din Evanghelie. Cred că aici ar fi comoara cu care ne lasă Evangheliile. Vestea bună despre mântuire, care a ajuns la noi. Și așteptăm să vedem și lichidarea, adică a doua venire a Mântuitorului Iisus. Cum ar putea fi cineva încurajat de adevărurile din Evanghelii atunci când trece prin boală? În aceste zile, în conversația noastră cu cei care ne întâlnim, poate cu cei cu care nu ne-am întâlnit foarte mult timp,
este cum ești. Ai avut COVID? Ai avut COVID? Te-ai îmbolnăvit sau nu te-ai îmbolnăvit? Există o preocupare pentru sănătate. Unii suferă mai mult, alții mai puțin, nu doar din pricina acestei boli, dar și alte boli. Ce încurajare aduce Evangheliile? Care sunt modul în care Evangheliile ne încurajează pe noi suferiți? Există o încurajare. Să nu ne mai plângem așa de mult, că până la urmă toți trebuie să murim într-un fel. Fie că murim de COVID sau de altceva. Așa, de mare încurajare. Nu. Aici statul ne învață un pic, în timp ce are grijă de noi, să fim o leacă neurotici de genul. Ok, trebuie să ne ferim, trebuie să ne ferim pe alții, trebuie să avem grijă, nu-i vorba de asta. Dar să cred că, cum să spun, cea mai mare nenorocire este să ne numărăm morții de COVID sau așa ceva, sau bolnavi de așa. Nu, păi să moare și din alte cauze. Primul lucru pe care eu l-aș vedea este așa, hai să ne punem nădejdea în Dumnezeu, nu aici și în supraviețuirea aici este marea, cea mai mare comoara noastră, ci în ziua învierii și în întâlnirea cu Dumnezeu acum. Doi, să facem tot ce trebuie și să ne îngrijim. Baptiștii în istoria lui, în esență, au fost gata să se jertfească, chiar și pe timp de holeră sau alte boli serioase, ciumă, și au încurajat întotdeauna spitalele, construcția de spitale și îngrijirea medicală. Deci să fim gata să slujim și să avem încredere. E o chestie foarte interesantă. Ascultam odată sau citeam undeva despre trei condiții ale oamenilor care mor de COVID. Cineva spunea, zice, am observat, un doctor spunea, era în ziar. Și am observat trei lucruri. Unu, stau mult în casă. Doi, să văd dacă mi le aduc aminte pe toate trei, sunt foarte speriați și sunt depresivi. Nu au nădejde, ceea ce scade tare sistemul imunitar. Și trei, când s-au îmbolnăvit și au primele simptome, nu se duc la doctor ca să-i dea un tratament. Stă și zice, apar undeva în zilele 5-7 niște complicații grave dacă nu te-ai dus la doctor și ai luat ce trebuie. La unii care au și boli adiacente sau alte suferințe secundare și atunci, așa, deci, lipsa de grijă ar fi un lucru de care să ne păzim. Doi, depresia, care poate fi asociată, e o condiție medicală în primul rând, dar eu zic, ar putea să fie asociată și cu lipsa de credință. Hai să avem încredere în Domnul, că El ne binecuvintează viața, că e bine să fim cu El și prin viață și prin moarte, cu El trebuie să fim. Pe urmă vedem ce este. Și, cum să spun, să nu devenim atât de retrași încât să nu mai ieșim afară, stăm numai în casă, nu ne mai exersăm mușchii, nu mai respirăm, de frică că pe orice frunză, pe orice copac sunt germenii bolii. Deci e o condiție psihică până la urmă, știi? Și atunci, în felul acesta, Evanghelia ne face mai viguroși psihic și mai încrezători în Dumnezeu. Și ne punem viața în mâna Lui. Mulțumim mult pentru că în seara aceasta ați fost cu noi și ne-ați adus înainte modul în care Domnul Iisus Hristos a abordat problema aceasta bolii și Evangheliile abordează problema aceasta bolii și vă mulțumim pentru explicațiile care ne-ați mulțumesc dat din Evanghelii. A fost bine să ne întoarcem cu mintea noastră în contextul în care Domnul Iisus Hristos a trăit, să vedem lucrările Lui extraordinare față de cei în suferință, să vedem că inima Lui nu s-a întors față de cei care erau în necazuri, în boală, faptul că nu a vrut să le rezolve doar problema fizică, ci s-a dus dincolo de această problemă și a venit ca să rezolve cauza principală a îmbolnăvirilor, care este păcatul care a distrus echilibrul din lumea aceasta, atât în natură cât și în organismul nostru. De aceea vă mulțumesc și pentru noi toți cred că putem pleca cu speranță, chiar dacă e mult în îmbolnăvire. Absolut, absolut. Trebuie să avem speranță. Care ar fi mesajul de speranță? Speranța este
Să avem grijă să nu ne îmbolnăvim fizic, să ne respectăm și să ne ajutăm unii pe alții, dar în primul rând să avem grijă că sufletul nostru este vindecat de racilele răutății și ale păcatului și este în mâna lui Dumnezeu și în binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că în final, vorba lui Coșbuc, cu o moarte toți suntem datori, dar zicea el, nu-i tot una leu să mor sau să fii înlănțuit, însă noi zicem, nu-i tot una să trăiești frumos împlinit în Hristos sau să fii robul fricilor, al patimilor, al răutăților. Da, mulțumim mult. Domnul Iisus Hristos este speranța noastră și în mijlocul situațiilor de îmbolnăvire, strigătul către El, rugăciunea către Domnul Iisus Hristos și credința în faptul că El are o voie pentru fiecare dintre noi, dar și poate interveni în situațiile de boală, sunt speranța noastră, sunt adevărurile fundamentale cu care călătorim printr-o lume a bolii și a morții. Vă doresc sănătate, să fiți sănătoși, așa cum și epistolele spun lucrul acesta, îți doresc sănătate, salutări de sănătate tuturor și Dumnezeu să ne ajute să trăim în această lume, chiar prin mijlocul bolilor, cu credință, cu ascultare de El și cu speranță în ceea ce poate să facă El pentru viețile noastre.